Prietenii au reciclat și la Lidl pentru prima oară 67 de sticle, 33 de lei, 50 de bani. Prietenii, am făcut cumpărături de la Ocean, am rucsacul plin în spate, cu sacoșa asta, am luat înghețată, apă, un suc, cartofi, lapte, mici și nu știu ce am mai luat. De 80 ceva de lei. Hai, bam, bam. Viața, printre blocuri, prieteni, printre blocurile gri. Și mașina mea. Se aprinde becul, bre. Hai să trăiești, Nerade. Ce faceți? Se aprinde becul la cutia de viteză. Ăla da, mai trebuie schimbat de când de când, că altfel scârie. Păi da, trebuie plăcuțe de frânză schimbat. Neapărat, păi da. Ce faceți? Să termin și o bere aia. Iau bidonul ăsta, da? Nu, crezut că nu mai vezi deloc. Da, acum dacă au venit căldurile asta astea? Asta e așa de... Da? Mă așteaptă vodka sus, că sunt cu vodka, nu... Pot să mănânc pe stomacul ăla așa. Da? Dar ce? Vodka înainte de ciorbă? De mâncare, a? Păi fără ciorbă, eu sunt ciorba. Eu am mâncat ciorbă la sufertaș. Da? Acum? Ăla de aluminiu cu dopul ăla negru, așa. Da? De plastic, da. În rest, bine, sănătos? Toate bune și la lucru. Ce face, moșuricii tăi? Moșuricii mei sunt bine, sănătoși. Doamne ajută, sănătate să fie. Sunt americani acum, nu mai, ce treabă, nici mai, nu mai sunt români, sunt cetățeni americani. Și-au luat cetățenia americană. Pentru final, pentru mine sunt tot vecinii mei. Ce dacă vei, vei vecinii de la... Dacă ar fi să mă iași pe mine acolo. Atunci ai altceva. Ce, v-ați duce în America? Eu? Da. N-am cum, pentru că mi-a făcut de avion. N-ați plecat niciodată cu avionul? Așa ziceam și eu când am plecat prima oară în 2019. Mamă, nu știu ce, mi-am luat pastile de alea, că mie mi se face rău o mașină, când stau în spate, mi se face rău o mașină. Și zic, oh, în avion, cred că cum ne pune. Nici o treabă. Perfect, adică, și am avut la zboruri, la greu. Am fost ultima oară în Miami, am fost, la ocean. Știi, Cătălin e pe vas. Atâția ani de zile. Dar mai venit pe aici? Acum e casă. A, da? Și pe unde a fost peste tot? Băi, vă duc eu, băi, n-ai de croazieră, a? A? V-ați de croazieră, a? Da, da, era un cazino. Cazino. Și Răzvanul ăsta pe unde mai e? Răzvan e instructor la Ilioara. La Ilioara. Da, fă bălăte. Dar nu l-am mai văzut nici pe el, de ok, că nu mai recunosc. Băi, aleargă cu mașinile tare. Da? Mai vine pe aici? Vine, vine, că acum e frasul aceea și vine cu motoare, că și-a luat motoare de alea. Da, da. E pe motor, a? E cam periculos cu motorul. Le-a zis, frate, nu, sunteți sănătoși la cap și da. Da, văzut neamnatul și ăștia profesioniști au luat o groapă și s-au dus dragi. O groapă? Zic așa, o... aia ai timp să vezi, dar dacă nu faci așa... O neatenție, o... A suflat nasul jos, a aruncat o banană și ai călcat pe ea, puteai dus, bă! Da, nu, ce se cine pe pincre? Băi, băi, bă. Dar nu ai că iau berea asta să vreau. Da, nu, păi nu, că e gol. Da? Da, că era... Nu vrei că ia stai puțin, cum e gol, stai așa. Are simbol, uite, 50 de bani. 50 de bani, da. Ai văzut? Aha. Mai să vezi, te mă duc eu vreodată la aparat să mă prostituiesc pentru 50 de bani. Da, dar te oprește pe... Mi se rupe, da? Să mă oprească sufletul, să vină să prăsul papa la gât aici. Ai sănătate, e vorbă multă, cum e aia?
Nu știu, drumul lung. Sărăcia omului. Hai, sănătate, ne auzim. Doamne ajută, nu mai bine. Pare bine că te-am auzit. Și mie. Transmit, ce să le transmit la babaci? Multă, multă sănătate, da? Care n-au nevoie de nimic. Hai, când ne mai vedem, mă transmit și invers. Știi cât e de nasol când nu ai sănătate? Păi da, ce? Sănătatea e pe primul loc. O măsea dacă te doare și îți vine să stai în cap. Corect. Dacă n-ai sănătate, degeaba mai... Cât poate să stea omul fără să mănânci? 30 de zile. Așa că nu-i problemă. Ce să... Poate să stea doar pe apă? Mai mult de 7 zile n-are cum. Fără apă nu poți. E capit. Da. Caputos. Hai, sănătate, sănătate ne. Mă bucur că te văd bine sănătos. Da, parcă ai întinerit, bre. 35, cât ai luat? 40? Lasă-i 40? Nu, 35. 40, hai, lasă, nu mă duce cu zahărel. Hai, sănătate! Bine, am venit la cumpărături. Cumpărat murături, apă, mici de porc, lapte, iar o apă, aici mai am niște treburi, o las un suc. Pepsi, înghețată prieten de-asta cu pepene și cu frișcă și cartofi de aia noi, 3 lei și ceva kilogramul. O să-mi pun și eu ceva de băut, tu Pepsi. Unde e paharul meu? Uite-l aici. Hartul de la Pepsi, prieteni. Foarte cald, amar. Ce credeți că m-a sunat și Totorino? I-am răspuns de data asta. Ah. Și mă întreba ce fac. L-am întrebat și eu ce ați făcut. De mi-ați dat de mine, a zis că cumpărea niște roșii, că el făcea niște valzi acum, Cătălin. Și am întrebat de ce mă suni. E așa ca prieten. Ah, ok. Era cam obosit, Leo dormea. Prieten, ce să vă mai spun? În legătură cu dileaua, ați văzut același om de care spuneam eu, se vede că e om rău, prieten, nu mai credeți că e om bun, pentru că ați văzut ce a spus, că nu lasă pe Ion să apară pe vlogurile lui Ion, să apară să se uite numai la el, adică să apară numai la el. Pune și el 2-3 minute, Ionică, băiatule, bam, 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 vizualizări, chestii. Și unde doarme Ionică? La rulotă. Că îi fac eu o casă, că nu știu ce, de parcă i-ar face lui Ionică ceva pe numele lui. Hai, mă lăsați? În fine, nu contează. Dar își dă prea multe aer așa de vedetă, că... Ce, vă uitați la mine? Că mai sunt aia care comentează împotriva mea, că nu știu ce. Bă, dar cine ești tu, mă? Eu știu cine ești tu. Deci meseriașul ăla care ai lucrat la Leo și la Anca, care ai pus dulapurile cu corul în sus, când o să le pui cu corul în jos, ceva de genul. Ca să nu mai zic ca instalator ești slab, tu cred că ești bun decât să dai cu bret, hai să zic, cu vopsea probabil. Nu e meserie ușoară ce vrea el să facă, dar face lucruri de alea de mântuială
Și are aerul de alea de vedetă, că vezi, Doamne, că el a ajutat, că el face, că el trece și uitați-vă numai la el, că Ionică nu apare în altă parte. Ionică s-a și însurat, nu că a lucrat cu încă una pe acolo și nu știu ce prin curte. Ionică e însurat, mă. Așa de mult timp asta lui de Ionică, vloguri numai despre Ionică. Că a văzut că se uită lumea la Ionică și a zis, mamă, e timpul și e loc de făcut bani. Îi dă lui Ionică banii aia care face vizualizări. De ce nu-i dă? Îi face el cumpărături, că nu știu ce, la la la. Ionică face vizualizări. De ce nu lasă pe el cu canalul lui? Să ia un telefon și să filmeze pentru el Ionică. Cu cardul după el, nu știu ce. Îi dă el așa, că da, ia de aici, nu știu ce, dar pe de altă parte el primește. Probabil că primește și donații. Că sunt oameni care vor să-l ajute pe Ionică. Și dacă vrei să-l ajuți pe Ionică, trebuie să-l trimiți la meseriașul pește. V-a spus, dar nimic cu el, dar e cu nasul pe sus și are numai figuri de alea de buftea, prieteni. Nu mai spun că e agramat și nu știu ce, că na, n-are rost. În fine, hai, sănătate, libertate și pace pe pământ, prieteni. Și, na, ce să zic, am luat multe sucuri, că mai am un frigider. Am luat înghețată care educată, nu mănânc acum, dar o pun în frigider. Să nu uit, dacă mai am loc, ea mai am loc. Dacă mai am o înghețată aici începută. Acum a venit vara și trebuie să avem înghețată, prieteni. Bag și pe ăsta în frigider. Totul rece acum, prieteni. Hai, la revedere, ba ba. Poate mă duc la leu mai încolo, dar nu cred.